Suntem în parcul Regele Mihai Fost Herăstrău și astăzi se sărbătorește Ziua Jandarmeriei Române. N-am putut să vorbesc din cauza sirenelor care cântă de peste tot. Ah, da, puteau costume de jandar pentru copilași. Și au tot felul de activități, uite chiar și o tiroliană. Este un centru de pregătire de lupte. Aici au armă, uite, o pușcă cu lunetă chiar. Bine, cred că e o replică, dar oricum, mamă, ce armă. Montana. Uite, și au o dronă. Aici este centrul de recepționare al tirolienei. Wow, uite unul cu... Sunt cei care păzesc de teroriști, ca în alte locuri. Uite și un scafandru, jandar scafandru. Mașina foarte mare. Și aici sunt niște uniforme de paradă. Aici face painting pentru copilași. Și diverse alte uniforme. Wow. Alte arme. Care în par ne întâmpină, nu știu, cred că 10 mașini sunt. Și acum nu mă mai aud din cauza sirenelor. A, nu scrie, vreau să fac un cadru de pe margine, dar nu scrie și pe... Poate scrie pe spate, ia. Nu, nu scrie. Ne, nu-i nimic. A, și aici avem și un snowmobil, un fel de snowmobil. O mașină pregătită pentru zăpadă. Tot a jandarmeriei, evident. Foarte interesant. Nu cred că am văzut niciodată așa ceva în realitate. Dar avem și un Shiba Inu aici. Și de aici pleacă tiroliana. A avut și o fanfară, care probabil a cântat mai devreme. Și niște jandarmi călare. Mă așteptam să fie mai mulți jandarmi călare. Poate au fost și nu i-am prins noi. Dar sunt doi și sunt niște cai frumoși cu uniforme.
cu aceste imagini cu cavaleria jandarmilor. O să punem punct clipul acesta despre jandarmeria română și despre ziua lor, care o să fie pe 3 aprilie 2022, dar astăzi suntem în 2 aprilie și evenimentul a început de astăzi, ca să vină mai multă lume probabil. Mulțumim! V-a plăcut acest vlog? Hai cu noi și în alte călătorii! Nu uitați să vă abonați, să activați și clopoțelul de notificări. Mulțumim!